Bună, dragilor, din nou! Suntem în pădure. Ia uitați ce am găsit noi aici. Piciorul caprioarei. Ciuperca comestibilă. A, uitați-o cum arată. E un câmp plin de ciuperci comestibile, alea un pui. A, uitați-o ce frumos e. Avem aici multe. A, uitați-o aici. E plin. Avem și aici, iar încă un pui. Ăsta iară, ia uitați-l. Uitați-o ce frumos este. Sunt ciuperci comestibile, dragilor, nu sunt bio, direct din pădure, de la mama natură. Uitați-vă ce e aici, este plin de ciuperci comestibile. A, uitați-o ce frumoasă este, uitați-o pe asta cât este de frumoasă. Wow, lasă-mă după spate. Ia uitați ce frumoasă este. Uitați-vă și noastră frumusețe aici. Zici că sunt niște bulgărași, zici că nici n-am cuvinte să vorbesc. Ia uitați. Uitați-vă și dumneavoastră ce este aici. Ciuperci comestibile. Piciorul căprioare, ia uitați. Trei la un loc. Ia uitați-vă și dumneavoastră. Mâncare din natură. Deci avem ce să mâncăm în pădure. Nu este vorba că nu ai cu ce să te hrănești în natură. Ba da, ai cu ce să te hrănești în natură. Chiar ai cu foarte multe. Chiar sunt foarte multe. Vreau să vă mai arăt, dar nu mai văd. Nu mai sunt, vom mai vedea. Domnul Banu Ionuț Gabriel, care este aici lângă mine, are o pungă întreagă. Deci, ciupercea, uite mai una aici. Ia uitați-o. Uitați-o și o dată cât este de frumoasă și desprendită, este comestibilă. Luați-vă un ghid de ciuperci. Nu costă mult. Un preț modic. Ca să puteți să le cunoașteți. Domnul Doamne ferește să nu fie, să fie toxice sau otrăvitoare. Dacă piciorul este galben înăuntru și mirația sulf automat este toxică. A, și avem aici, ia uitați, o floare de rodul pământului. Deci gata, începe să înflorească, se face roșu. Un roșu spre portocaliu se duce. A, uitați, uitați-vă și asta ce frumusețe ne dă natura. Dacă o protejăm, nu să o tăiem, să o facem praf. Le dăm foc sau să facem altceva. Frumusețe. Mulțumim frumos de vizionare.